Salut și bine ai venit la Comunicare în Germană. Sunt Gerd Ovent, expert în comunicare în germană din Hamburg, Germania. Astăzi vă voi prezenta un concept revoluționar pentru unii, cum să înveți mai eficient, productiv limba germană. Probabil vei spune că eu știu asta, dar este o mare diferență între eu știu asta și eu aplic asta. N-am întâlnit până acum niciun elev care, de sine statător, ar fi făcut asta în mod consecvent, ceea ce voi spune. Și chiar cei care fac asta destul de inconsecvent, sporadic. Și ideea e următoarea. La școală, probabil, cândva ai învățat cu listă de teme. Și probabilitatea ca o temă să apară la examen era cam identică cu probabilitatea unei alte teme. Adică, logica era, trebuia să știi toate temele la perfecție, dacă ai fi vrut să ai o notă bună. Și mentalitatea asta, mulți o aplică asupra limbii germane. Când întreb, care temă e cea mai importantă? Ce cuvinte sunt cele mai importante? Majoritatea spun, toate temele trebuie să le știu. Care timp e mai important să-l știu? Trebuie să știu toate timpurile, toate cazurile, toate cuvintele, etc., etc. Și asta nu este deștept din cauza că unele lucruri sunt mai frecvente decât altele. Exemplu, aici un desen pentru limba engleză. N-am găsit pentru limba germană așa frumos. Dacă analizăm în texte cât des apar cuvintele, vedem că este un cuvânt care apare cel mai des și apoi vin alte cuvinte mai puțin des. Și logica e, înainte să înveți 1.000 de cuvinte care se află undeva jos în ordinea aceasta, ar fi mai deștept să înveți cuvinte care sunt mai frecvente sau cât de des în ultimul an ai spus cuvântul măr și cât de des ai spus cuvântul cirimoia sau papaya. Nu în egală măsură, probabil. Sau cuvântul castraveță și cuvântul topinambur. Deci ar fi foarte prost să înveți, în primul rând, cuvintele de gen papaya și topinambur, dar să nu știe măr și castravet. Acum, asta are mai multe implicații. Unii se opresc aici și găsesc o listă care sunt cele mai frecvente 100 de cuvinte din limba germană și o să fie de adidas și să fie cuvinte de legătură. Dar mult mai deștept ar fi să aplici asta în situații concrete. De pildă, ai lista verbelor neregulate, poate 185, da. Acum tu treci lista asta, mai întâi o traduci, sigur, și faci mai întâi, încerci să faci trei categorii. Cuvinte care niciodată în română nu le-aș folosi în viața mea reală, nu că nu le știu, dar nu le folosesc, de la amulge, atese, sau a se bate, a face scrima, sau a treiera. Apoi pui cuvintele care le folosești aproape fiecare zi, cum ar fi a spala, waschen, a veni, kommen, fahren, a merge, etc. Și în mijloc pui cuvintele unde nu ești decis. Și apoi, probabil, vei avea poate 20 de verbe care sunt arhi folosite și pe aceste verbe le înveți în primul rând la perfecție. Și doar dacă știi primele 20, după importanță, atunci te apuci de celălalt. Alt lucru ar fi, de pildă, te pregătești pentru ceva concret, pentru un interviu de angajare. Acum, gândește-te în română care ar fi cele 100 de cuvinte mai probabile la interviu de angajare. Probabil nu va fi vorba de animale și plante și multe altele, dar care ar fi cuvintele care vor fi? Avantaje, dezavantaje, plusuri, minusuri, calități, experiență, etc. Și aceste cuvinte le înveți în primul rând și apoi animaluțele și plantele. Ne-am înțeles?